vă spun este că invitația mea este cunoscută de mai toată lumea pe la noi. Și nu numai. Dar de ce spun că este cunoscută? Fiindcă are o voce de aur. Este o persoană foarte spontană, cu mult umor și cu un păr de invidiat. Este vorba despre... Despre Maria Dragoiroiu! Poți să te pup? Poți să te pup? Da! Hai să te pup! Mie mi-s dragi tare copiii și sunt convinsă că o să este foarte bine așa. Dacă păi dau și și emisiunea. Ex. Tare. Tare, tare. Așa. Ce părere ai despre mine? Sunt așa cum poate ce am fost descris? Ce părere am eu despre tine? Că ești un copil extraordinar. Că știi să fii și copil, dar ești în același timp și un om mare. Dar, da... Pentru că gândești ca un om mare și alți copii la vârsta ta... N-au mobil! N-au mobil, bravo! Ai primit un mobil, da? De ce ai primit un mobil? Pentru că ai fost cu minte și ai luat... Luat nota... 10! 10! Și a primit la tatu mobil. Și pentru că... Care a fost sala care te impresiona cel mai mult? Și eu am fost plecat în Tunisia și în Israel. Da? În... da? Și ți-a plăcut? Mm-hmm. E frumos? Mai frumos și ca în Grecia. Aici? Da, și în Grecia? Da. Da, am avut ocazia să cânt. Și astăzi aș întreba dacă e mai frumos aici. Ai în București, în România, nu? Da. Ia zi. Este frumos, dar mai frumos este în celelalte țări. Aici e poluare, nu știu ce. Peste, vai de mine, peste tot este poluare, să știi. Nu, în Grecia nu prea este. Ei, bine, dacă așa zici tu. Așa să fie. În Tunisia este poluare de la nisip. Păi îți place, la... îți place așa de mult nisip? Poftim? Îți place așa de mult nisip să vezi numai nisip? Nu, dar am halucinații. Zic, zic că mi se pare că văd, mi se pare că văd o cămilă care vine spre mine și după aia te înșel lui o cămilă care se mă ducă undeva. Dar ea merge foarte încet. Da? Nu, deci e normal, ai remarcat cămilele. Mie cel mai mult îmi place, peste tot este frumos, dar mie îmi place cel mai mult aici la noi. Mie îmi place acasă. Țara cea mai frumoasă și pentru mine este, este aici. Și ce sărbătoare îți place cel mai mult? Ce sărbătoare? Mie îmi place, în primul rând, Sfânta Marie, pentru că atunci este ziua mea. Din păcate. Da. Și mie îmi place Duminica Tomii, Sfântul Toma și ziua mea. Normal. Dar îmi place foarte mult Crăciunul, pentru că atunci, așa iarna, este cea mai frumoasă perioadă din iarnă, pentru că se împodobesc brazii, se împodobește casa. Nu-ți place Crăciunul? Se primesc daruri și parcă ține mai mult. Totul ce se întâmplă până la Crăciun, după aceea mai puțin, dar iarna este frumoasă această sărbătoare. Da, aplauze! Mersi! Și mie îmi place vara când e. Vara? Și mie îmi place vara, dar mie nu-mi place căldura foarte mare, deși sunt născută vara. Și eu sunt născut vara. Când? Pe 19 august. Da? A, eu pe 11 iulie. Eu merg la mare, dar nu pot să stau la soare că... În ce? În 1993? Ce? Da, da, atunci m-am născut. Da, în 1993. Și eu m-am născut în 1993. Suntem de seama, hai noroc. Gata. Perfect. Care-i ciudăția cea mai tare de tot? Cea mai tare de tot care mi s-a întâmplat sau cum? Care vi s-a întâmplat? Care ți s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Am stabilit că îmi zici Maria, da? Da, da. Uite, de-aia am făcut și codiz așa ca să fim păi da. De seamă, nu? Păi n-am zis că suntem născuți în... Kit, sigur Kit, că da. Da. Mi-aduc aminte, mergeam la o nuntă, am fost la o nuntă la țară. Și un bătrânel, după ce am cântat eu toată noaptea, ca așa, trebuie să cânti la nuntă, cânti mult, nu așa, că acum bagi CD-ul și merge muzica și tu dai din gură, nu. Se cântă live, se cântă, se muncește, da? Așa. Și un bătrân m-a întrebat, stătea așa cu cotul într-un toiag și îmi spune când să plec, eu, stai că nu vrei să-mi cânt, știi să-mi cânt și mie, când am fost la motru în mină? Că ăsta nu știam, zic, aoleo, zic cu plăcere, dar nu știu cântecul ăsta, nu știu. Ce, nimeni nu ți-a plăcut toată noaptea? Da, dar eu vreau cântecul ăsta. Probabil că a fost miner. Zic, dai că nu știu, dacă vrei, uite, mă întorc și îți mai cânt alt cântec. Dar ăsta nu știu. Și știi ce mi-a răspuns? Aoleo, stai că
Ai cântat degeaba toată noaptea dacă nu știi când am fost la motru în mine. Ce era să mai fac? M-am amuzat, dar m-a și dorut puțin, dar a trecut. Ai mi miroase talente, dar la capitolul mișcare, gimnastică, aerobic, cum stai? Dar de ce mă întrebi? Ai văzut vreo emisiune în care... Da, am văzut, am văzut. Deci eu nu fac, n-am făcut gimnastică de performanță sau să fac atunci ceva. Atunci cum aș reuși? Cum ai reușit să așa. Faci? Cum am reușit să fac ce? Spagatul. Așa, și să stau în cap, cap, da? Și ce am mai făcut acolo? Nu mai știu ce am făcut. A, și a... podul, am făcut și podul. Da, așa, și i-aș chemat pe ea. Păi nu, așa am eu o mobilitate din naștere, cred că este genetic. Așa m-am născut eu cu mobilitatea asta deosebită. De când ai părul lung? De când am părul lung? Păi mi-l-a lăsat să crească așa când eram în clasa a 5-a. Pentru că atunci m-am tuns eu singură, m-am tuns așa aproape zero. Am vrut eu să-mi fac o coafură deosebită. Și a ieșit o nenorocire în capul meu. Pentru că l-am tuns până așa, atunci a trebuit să mă uniformizeze. Păi și acum de ce așa... Deci a crescut? Da. Păi nu e normal, ție nu-ți crește părul. Ție nu-ți crește părul mereu? Ca fiecărui om, nu? Crește, dar tu păi nu da, dacă... Eu nu l-am tăiat. Dacă erai aproape cheală. Păi nu era în cheală, nu? Deci m-am tuns eu și a rămas așa mic de tot. Și de atunci, asta s-a întâmplat în clasa a 5-a. Și de atunci nu l-am mai tuns niciodată. Dar am mai spus-o, nu mi-a crescut mie părul așa când eram elevă. Mi-a crescut părul când am fost gravidă cu copiii mei, cu Ileana și cu Mircea. Știi că am visat de câteva ori că mi-am tăiat părul. Știi că nu e bine să visezi când îți tai părul, când îți scad dinții, că se întâmplă ceva mai neplăcut. Și cred că a fost cea mai fericită zi dimineața, când m-am trezit și l-am văzut că este la locul lui. Când erai mică, mergeai la piață să vinzi diferite produse, cum convingeai lumea să-ți cumpere marfa? E, vezi, asta iarăși contează că m-am născut la țară și eram o mică afaceristă, da. Mergeam și vindeam țuică în piață și erau și alți comercianți, dar nimeni nu vindea înaintea mea până eu nu termineam de vândut. De ce? Pentru că aveam o marfă foarte bună. Știa toată lumea, știa muncitorii care ieșeau din fabrică, știau că aia mică are țuică bună. Pentru că aveam țuică bună, de asta o vindeam. Nu îi convingeam decât prin calitate. Prin calitatea produsului. Și cum spuneați detergent ăsta, țuica mea e bună? Nu spun, nu mai spuneam nimic. Deja se știa că aia mică, care eram eu, eram așa, mai mare puțin ca tine, de înălțime, sau cam așa. Aia mică are cea mai bună țuică. Și atunci s-a dus vestea, știi? Cum se duce din vestea din gură în gură și știa toată lumea că nimeni nu vindea până nu vindeam eu țuica toată. Și când plecam, toată lumea respira ușurată că mai vindeau și ei. Te las. Care e cea mai mare gafă pe care ai făcut-o? Cea mai mare gafă? Eu știu. Cum a intrat și de asta o mușcă în gură? Ha? Două persoane până acum a intrat o mușcă în gură. Păi da, asta nu-i gafă. E o întâmplare. Mi s-a întâmplat și mie să-mi intre un, nu muscă, un, în timp ce cântam, un țânțar. Care ai, nu știu, pe undeva, pe aici prin cap, că nu-l mai găseam, nu mai ieșea, nu, niciun fel. Și am tușit până, cred că a doua zi a ieșit. Că a intrat așa, nu știu, pe unde, pe aici, prin sinusuri. Este foarte neplăcut să cânți și... Să-ți intre o... Nu, dar da, îl simțeați? Păi sigur că da, simți că e un corp străin, nu? Pentru că mi-a intrat așa pe nas când am tras aer ca să cânt. A intrat țânțarul și nu puteam să... Nu mai ieșeam. Aole. Și așa am cântat tot și, programul și după aceea n-am mai ieșit. Și v-ați înțepat aici? Ei, m-am înțepat, păi de ce să mă înțep? A murit? Păi a murit până la urmă. Tragic. Tragic, da, a murit, s-a sufocat săracul. Asta săracul. E cu țânțarii. Păi cine mai are gânduri pentru țânțari? Țânțarii sunt niște gângării care trebuie tot... Nu-i voie. Ce muzică îți place ție? Muzica rock. Așa. Rock era bop. Și copiii mei când erau mici, da, le plăcea să asculte rock. Dar acum, vezi, au crescut și acum vor altceva. Acum, melodia de la soneria, de la mobil.
și îți place să te joci acum ca să auzi melodiile? Da. Da, cred. O să-ți treacă. Sau suge logo big. Logo big. Bine. Și alegi logo big brother combinat în... Faci ce faci și aduce aminte, tu crezi că ești numai cu gândul la telefonul tău care l-ai primit. Păi foarte... sigur că normal, de ce mai facem emisiune când el se gândește la telefonul care lui? Care este interpretul de muzică ușoară pe care le îndrăgești mai mult, cel mai mult? De muzică? De muzică ușoară? Ușoară, da? Muzică... Ușoară, da? Interpretul de muzică ușoară. Păi sunt... ușoară românească? Da, străină. e bună toate felul de muzică. Sunt ușoară. Bune. Bine, dar tot ce doar e română și engleză, că ce ușa fi sri foarte tot a. Vrei ca ta ca tu și aia nu. Aia nu e. Într-adevăr. Engleza sună cel mai bine, nu-i așa? Engleza sună cel mai bine într-un cântec. Engleza? Da, sigur că da. Când cânți englezește, se înțelege foarte, este foarte cantabilă. Și italiana. Da, chihuahua. Îmi plac foarte mult. Hai puțin. Chihuahua. Tomise, tu mă întrebi ceva și după aceea te duci în altă parte. Tu mă întrebi ceva și după aceea eu nu... Am răspuns la vreo întrebare, două, până acum. Da, două. Da? Restul... Ne-am dus pe alte cărări. Păi da. Deci, păi mai bună emisiunea când ne ducem pe alte cărări. Păi cam așa e. Oricum, îmi plac foarte mulți cântăreți de muzică ușoară. Deci îmi place foarte mult cum cântă Monica Angel. Mie îmi place. Monica Angel? Da. Și mie îmi place. Și ție îți place? Da. Bravo. Mie îmi place și Mădălina Malore și Alcina Șurciu și toți. Și, deci sunt foarte mulți, nu putem să-i enumerăm, sunt foarte mulți. Bă, și... eu știu, deci prima secție, secția debutanți. Debutanți, debutanți, așa. Așa. Prima secție, secția debutanți. Aia, Ovidiu Comornic, cred că ăla e. Păi da, nu mai e debutant acum. Debutanți sunt ăștia mici, așa. Dar știți pe Ovidiu Comornic? Cum să nu știu? N-a scris frumoasa mea, nu? E la șes? Păi da, cine? Care o cântă Marcel Pavel. Da. Sigur. Frumoasa mea în noaptea asta. Bravo. Bravo, Tom. Eu mă întrebam tot timpul de ce Marcel Pavel închide tot timpul ochii. Așa. Și la ce concluzie ai ajuns? M-am uitat la Cârcotaș cu Marcel Pavel. Nu vă mai spun că se supără. Hai, spune, nu se supără. Nu se supără. De ce crezi că închide ochii când cântă? Pentru că deschide gura și intră cu eu când cântam la început, și eu închideam ochii, că spuneau că eu eram ochi. Cântam de emoții. Ca să nu văd ce se întâmplă în fața mea, din cauza emoțiilor. Eu. Cum erai ca elevă? Am fost o elevă sârguincioasă, deci cam tocilară. De ce să nu recunosc? Tocilară? Da, și eram foarte cuminte. Nu trebuie să fii niciodată. Păi nu trebuie, da, așa eram eu. Eu aveam înainte, vreau să spun că era puțin altfel, era mult respect pentru orice profesor, pentru școală în general. Din păcate, acum nu prea mai e așa, decât sunt excepții. Da, care... am văzut scris pe la școală? Despre poftim. Ți-ți place la școală? Da! Da, dar nu tuturor copiilor le place la școală. Bine, eu vreau doar să fiu drăguț. Adică? Mie îmi place la școală, uite, acum vorbesc și eu, îmi place la școală, mai că nu ne dă teste. Testele și respirația așa, nu prea îmi place. Nu, pentru că îți dau bătaie de cap și ai emoții atunci. Da. Nu așa? Păi da. Normal. Cum erau înainte lucrările de control, tezele, aolo, ce emoții aveam. Lucrările de control? Știi, când eram mică, da, așa se numea când eram noi mici. Băi, și mi-aduc aminte la o lucrare de control. De control. Știam că învățasem foarte bine, dar nu eram sigură. Eu nu, întotdeauna așa este firea mea. Deci nu eram sigură că scriu acolo corect și m-am uitat în caiet. Și m-a prins. Și mi-a dat 2, dar pe urmă nu mi l-a pus în catalog. Nu spun că n-am dormit nu știu cât și am plâns, cât am plâns, pentru că eu aveam note foarte bune. Păi, un 2. Nu contează. Nu, cum adică nu contează? Și acum nu știu cum îmi vine. Cum 2 în catalog? Ce rușine. Dar n-a spus că n-a scris. Păi nu mi l-a pus până la urmă, dar mi-era frică, o să mi-l pună. Dar am scăpat, că știu că sunt un elev pe viitor. Și... Alozi. Am scăpat. Și ce ar părea mai interesant?
așa în țară. Are plice jumești de fotbal, aia cu un dun, du, 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 bu, bum, dar aia, știi? Și o unde mești de box, box. Deci, dacă ar fi să aleg între box și fotbal, mi-ar place să arbitrez unul de un meci de fotbal, că boxul mi se pare dur, mi este milă când văd că se bat așa, eu nici nu mă pot uita. Că mi este milă când văd că așa curge sânge și că zic, aoleo, ce sport să bat așa, deși, na, poate pentru altcineva este o destindere, dar eu nu pot să mă uit că mi este milă când îi văd că se bat. Păi, mie nu prea miște. Ție nu ți-e milă? Eu i-aș trage una totul bună. Păi, nu l-aș face, dacă mă enervează cine, m-aș antrena să-i trag una de bag în pepeni. No! Nu aplaudați, eu cred că vrea el așa să... Dar nu cred, tu ești un băiat sensibil. Nu cred că ai dat cineva vreodată. Păi... Nu, acum faci tu așa, ești fițos așa. Nu vorbești și ruși, că am dat în mulți oameni. Dacă vezi, vă arăt vârătăile și de când am dat în bebeluș. Nu mi-am amintit. În ce? În bebeluș? În cine ai dat? Nu în bebeluș. Păi ai zis în bebe? În bebe, în bebe. Hai că ai tras o minciună. Hai, treci mai departe. Trec mai departe. Gata. Care a fost idealul Mariei Dragomiroiu când a început să cânte? Pentru mine... Deci, am iubit foarte mult o mare artistă. Nu știu dacă tu știi, cred că, sunt convinsă că știi. Mi-a plăcut foarte mult, idealul meu ca artistă a fost Maria Tănase. Eram sigur. Păi nu, Maria Tănase. Dar în aceeași măsură am iubit și iubesc foarte mult și alți mari artiști, mari interpreți de muzică populară, care ne-au lăsat nouă cântece extraordinar de frumoase, pe care le cântăm toți la rândul nostru, fiecare solist în parte, le cântă cu mare noi cine se învârtește, Doamne, roata lumii, roata vieții, roata, da? Da. Dar mai să și mai întoarce, Doamne, roata, să mai văd odată soarta. Vezi alt cântec. Da, și că a pus cânciuma în drum, ăla n-a fost om nebun, ăla a fost om cu minte și de între ea și cânte. Așa, bravo, ai cântat frumos. Numai că... el pune, dar dacă pune cârciuma în drum, mașinile cum dau un pește cârciuma? Păi nu în sens figurat, nu, în mijlocul drumului, lângă drum. Adică undeva unde să vadă pe unde circulă mașinile, pe stradă, lângă stradă, deci aproape de stradă. Care este cel mai neplăcut lucru din punctul tău de vedere într-o emisiune? Din punctul meu de vedere, într-o emisiune așa cum avem noi aici? Da. Să mă întreb ceva care, eu știu, care nu mi-ar conveni. Ceva mai, așa, mai despre viața mea personală. Deci dacă m-ai întrebat ceva mai, așa, mai intim, nu mi-ar place. Nu mi-a plăcut niciodată să-mi pun toată viața mea pe, să spun totul despre mine. Am fost mai pudică, dacă știi ce înseamnă. Da. Așa. Cred că trebuie să fac o legătură. Din punctul meu de vedere, sfârșitul emisiunii și pauze lungi publicitare. Și noi trebuie să luăm... Vă rog. Și noi trebuie să luăm o pauză scurtă publicitară. Nu... Și noi trebuie să luăm o pauză scurtă publicitară. Chiar așa scrie acolo, și, și, și. Da. Martor. Am văzut și eu, da, martor. Martor, și. Cinstit. Care este genul de afacere în care ai intra? Dacă n-aș cânta? Dacă n-aș cânta, nu?
Pentru că și asta, într-un fel, e o afacere, da? Cântatul. Dar o mare plăcere. Cred că mi-ar place în domeniul imobiliar. Să vând case, să așa, terenuri, cred că se câștigă foarte bine. Da. Da, da, da. Păi, ați făcut vreodată chestia asta? Păi n-am avut bani așa de mulți ca să... Că trebuie să ai, să ai niște bani mai mulți ca să te apuci de așa ceva. Dar mai târziu, poate, cine știe? S-ar putea. Când o să mai cânt. Am uitat să vă spun... Să mă întreb ceva? Nu, să vă spun că... Să-ți spun. Mie nu-mi să-ți, Paul. Te rog, frumos. Să-ți spun că la televizor mie nu prea îmi plac alea cu... Bună, sunt Jojo. Ce-ai cu Jojo? Ce-ai cu Jojo? Bună, sunt Jojo. Îți place de Jojo? E drăguță. Bravo. Merge. Cum te vezi peste 20 de ani? Poftim? Cum te vezi peste 20 de ani? Peste 20 de ani? Vreau să mă simt ca acum. Așa? Stând cu tine de vorbă, să-mi simt sufletul la fel. Că de fapt sufletul știi că rămâne la fel ca al unui copil. Și cel mai mult într-o viață să reține copilăria. Și vreau să rămân așa. Așa să fiu... Să nu mă băbesc, cum se spune. Să stai acasă, să nu mai cânt. Tot timpul să fiu în activitate, să am posibilitatea să râd, să fiu cu prieteni, să umblu prin lume. Și să fiu eu așa, ca acum aș vrea să fiu. Bravo. Așa. Da. De final, ne cânti o bucată dintr-o melodie dragă. Ce e? Să cânt? Vrei să cânt? Tu vrei? Da. Tu vrei să cânt? Păi, hai să cânt ceva. Așa, o strofă dintr-un cântec. Da. Mie îmi place foarte mult. Este așa, un îndemn la înțelegere și bunăvoință între oameni. Și este chiar titlul unuia dintre CD-urile mele, care spune cam așa. Omule, om bun să fii, rază caldă prin ger și prin ceață. Altfel te trezești bătrân și nu știi de ce ai trăit în viață. O măicuță te-a născut pe pământul cu flori și izvoare. Bine-i dacă ai priceput ce noroc e viața pe sub soare. Omule, om bun să fii, plin de dragoste ca mine. Să cânti dacă ți este greu, să vezi că te simți mai bine. Eu așa viața-mi trăiesc, inima așa mă învață, pe nimeni nu dușmănesc, viața vreau să-mi fie viață. Vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația mea și îți doresc multă sănătate și putere de muncă. Spune mie aici, nu te mai uita acolo. Putere de muncă. Spune mie aici. Dumneavoastră... Mă, nu, ție. Dumneavoastră și-o...